seara. Aici este, era să fie numistat lui de imitat. Frumos. Era un pic altă clădire. Când a fost construită această clădire? Ai idee? 50. 50, da. Roșian. Și puterea lui este să decanteze cianura. Uite un mic înfipt în țeapă. Nu vom fi. Ce faci, fetelor, te plimbi? Da. E un act artistic, nu trebuie declarat. Puteți valsa dacă vreți. Dar ai pierdut lecția noastră de balet de mai devreme. Da, am avut o lecție de balet. Păi n-am știut. Ha? Pardon. Scuze. Numai plăcere. Ține-mă de braț. Frumoasă e clădirea asta. Nu-ți place? De acolo sus și că a zburat unul. Și uite acolo în balcon, a promis că mai 200. Nu aici, mi-a promis. Ce? Nu aici, mi se pare că a promis. Nu aici, ba da, aici. Mamă, să vă duceți în par la operă. Domnule Claudiu Crăciun, știați că articolul 39, legat de libertatea întrunirilor din Constituția României, spune că mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întâlniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de armă. Știam! Îl mai citesc o dată? Știam, dar puteți să mi-l mai... Libertatea întrunirilor, articolul 39, mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întâlniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de armă. 39 ați spus? N-a fost suficient. Nu. Interpretarea lasă de dorit. Da. Libertatea întrunirilor. Articolul 39. Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de armă. Sunteți amabili, am voie să fac un protest? Să sunt nemulțumit de această... Articolul 39 din Constituție, da. S-ar putea să vă ofer un răspuns. Ia, citiți-l cu voce. Puteți să-l citiți, vă rugăm? Vă rog să-l citiți. Deci asta e Constituția României? Da, așa scrie pe copertă, dar s-ar putea să... Așa scrie, da. A fost votată de... Da, a fost votată, da, a fost votată prin referendum. Ați votat, cred că da, nu? Deci, puteți să ziceți cu voce tare să vă auzim și noi. Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri. Deci asta e o întrunire? Nu știm. Așa. Sunt libere se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de armă. Arma este cuvântul. Avem dreptul cu această armă. Cuvântul. Nu știu, nu știu. Poate întrebați pe domnii jandarmi, că sunt reprezentanții statului. Da. Am rugămintea. Puteți să întrebați coordonatorul dumneavoastră dacă avem dreptul cu arma cuvântul?
de a manifesta liber. Vă mulțumesc pentru răspuns. Da, dar poate ați citit greșit, poate mai dați cuiva să citească, poate băiatului. Da, ia, da, ia vezi ce scrie, ce scrie acolo. Articolul 39. 39, da, da, da. Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de arme. Da, e Constituția României, nu e Constituția Franței sau a unui alt stat, nu? Exact. E Constituția României, extraordinar, extraordinar. Da. Predată la școală. Da, dacă sunteți amari, mă rog. În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Vă zic că legile se subordonează în tocmai Constituției. Supremația este a Constituției. Ca atare, orice Constituție care încalcă, orice lege care încalcă Constituția, nu e de respectat. Nu. Dar am înțeles că jandarmii, fiind personal militar, au obligația să nu asculte, să nu urmeze ordinele ilegale. Da, așa da? E. Așa spune am înțeles. E jura, da, și au și un jurământ dacă. Legile nu pot fi respectate dacă ele... Jandarmii la cap au bubă, au băgat prințesa în dubă. Ale. Super mișto. Și prin toate aceste încercări de atenționare ale noastre, noi nu încercăm decât să trezim conștiința în fiecare cetățean. Nu vrem nimic altceva. Absolut. Și cât timp nimeni, și cred că nici dumneavoastră nu sunteți de acord, nu sunteți de acord să trăim într-un haos. Corect? De acord. În special că sunt convins, poate dumneavoastră sau rude de ale noastre au participat și chiar s-au sacrificat în 89 pentru a reda demnitatea și libertatea acestor cetățeni unei țări frumoase, dar în care n-am putut să creăm și o societate umană adecvată și frumuseții țării. Corect? Paradox. Păi da, dar de ce să mai trăim într-un alt complex? Adică putem să rezolvăm întotdeauna pe cale amiabilă, nu? Întotdeauna, ar fi ideal. Logic, ar fi ideal. Dar nu neapărat idealul de a ajunge pe o cale amiabilă, când este o chestie... De ce nu iubiți mai mult latura asta decât... Nu, eu voiam să spun de ce e nevoie de a crea această punte de amiabilitate și nu să fie o chestie firească și naturală. Că suntem, la asta mă refer, și suntem cetățeni și atunci să gândim împreună ce este bine, da? Este ideal. Da, și atunci rolul dumneavoastră este de a ne asigura și a ne garanta siguranța și ordinea publică. Asta este și țelul. Dar asta nu înseamnă să apară abuzuri de o parte sau de alta. Exact. Asta vrem să punem accent cât se poate. Ne vreți, dar încă aveți probleme cu mulți. Să știți că uitați ceea ce a încercat să creeze jandarmeria română. Da. A fost și atul ăsta pe care, sau lucruri pe care, cu care a venit în față, am vedere aici funcția asta, negociator. Da. Practic este o punte între jandarmerie și persoanele care noi stăm de vorbă. Să creeze, vedeți, această punte. Da, pentru că întotdeauna erau prezente doar două jandarmeria și... Dar nu credeți că este impropriu ceea ce spune? Cum adică două entități? Când suntem cetățeni și dumneavoastră și noi. Ca atare nu poate exista o chestie de luptă între noi. Noi nu ne propunem altceva decât să venim a sprijini, în general, cetățeanul, din toate punctele de vedere. Referindu-ne strict la adunările publice, referindu-mă strict la adunările publice, asta nu vine decât să... Nu, aia e o operație de care nimeni este vinovat. La ce vă referiți? La acea lege cu adunările publice, fiindcă se încalcă flagrant Constituția, fiindcă ei n-au înțeles. Asta este o pură minișență a dictaturii comuniste, fiindcă această lege a fost făcută înainte de Constituției.
Demisia! Ce vrem noi? 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 Demisia! Aplauze! Mulțumim! Vă rog eu din tot sufletul explicațiile că abuzul nu face bine. Că eu nu încep acum, domnule, că o să aibă loc niște procese pe abuz de serviciu sau de putere. Nu asta importă. Importă schimbarea comportamentului și forma mentalității. Eu cred că, și pun una pe suflet aici, eu cred că deja de ceva timp încoace au avut loc niște schimbări extraordinare în sens pozitiv. Da, din partea dumneavoastră nu pot să spun că am văzut mulți colegi care cântau cu noi în piață, ceea ce au demonstrat că toți în interiorul lor respectă ideea și de cetățean, dar ei mai au o frică încă a regulamentelor, care oricum nu au curaj ei și să le respecte, în sensul în care știți că și în regulament spune că orice angajat al jandarmeriei, dacă constată că un ordin încalcă legea, are dreptul să nu-l execute și să își consemneze refuzul, tocmai pentru a avea explicația necesară. Ei încă sunt sub imperiul sistemului vechi, le e frică că rămân pe drumul și nu mai au cu ce să duce acasă. Eu mă bucur foarte mult că dumneavoastră aveți foarte bună cunoștință pe zona asta și înțelegeți foarte, foarte bine și ceea ce înseamnă zona asta militară, tot ceea ce înseamnă demnitate, tot ceea ce înseamnă ordin și așa mai departe. Noi ne prevalăm să... Demnitatea, în primul rând, este a cetățeanului, care e mai presus de orice tip de altă demnitate. Că noi aici avem probleme. Mă referam strict aici. Foarte mulți oameni, că demnitatea lui de a fi militar se suprapune și este sub demnitatea de cetățean. Aia e prioritară. Da, nu e o virtute. Aia trebuie să fie. Nu este o virtute. Așa virtutea este, e de a avea demnitatea de cetățean. Corect, așa este. Primează. Da. Așa este. Deci, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea. Eu vă mulțumesc. Da. Sper să ne mai vedem. Cu mare plăcere. Constructiv. Întotdeauna. Cu cea mai mare plăcere. Vă aștept. Mulțumim. Vă deranjează că am filmat? Deloc. Bun, vă mulțumesc. Bine, mi se pare atât de generic doar să vorbim doar pe Constituție, păi care da, este e foarte bună, o Biblie practică a unei civilizații. Constituția se învață în copii, nimic nu știu. Așa este, aveți dreptate. Aia ar trebui în anul 4 disputatul și atunci ar fi senzațional. Ați calificat legea 60, domnul Șochin? Încercăm. Da, încercăm. Nu e vina dumneavoastră, nu e a mea. E altora. Vedeți? Inerția a vechiului. Fiindcă așa au primit ordine înainte, da, nu acum. Nu acum legăm de ordine, că s-au schimbat lucrurile. E greu. Ne legăm de ordine. E greu, că el au intrat în... Uitați că mă legitimez și mă ia la secție când mă legitimez. Cum adică? Până acum dumneavoastră ați refuzat să prezentați orice act privind identitatea dumneavoastră. Uitați identitatea mea, vă rog să prezentați dumneavoastră un act. Dumneavoastră m-ați auzit ce am spus eu? Da, uitați buletinul, aveți în mână. Până acum dumneavoastră ați refuzat categoric să prezentați date. Dumneavoastră aveți buletinul meu în mână. Vă rog să-mi arătați legitimația dumneavoastră, să văd și eu cu cine vorbesc. Vă rog foarte mult, mai fotografiați documente personale. Legea 677 interzice acest lucru. Cine a fotografiat documentul? Documente personale. Haideți la mașină. Nu merg la nicio mașină, m-am legitimat. Vă rog, îmi pare rău. Nu negociem legea. Deci eu m-am legitimat, nu negociem legea. Vă rog foarte mult. Care lege? Ce lege? Deci asta este violență ce faceți. Fotografiați. Bineînțeles că fotografiem.